Salutare! Acum câteva săptămâni am făcut un video în care am numit-o pe Ministresa Justiției o extremistă pentru viziunea sa totalitară asupra libertății cuvântului și pentru ideologia cu miros de marxism a corecțiunii politice la care dânsa aderă. Unul din motivele pentru care nu regret și nu retrag cuvintele e relevat de articolul pe care vreau să vi-l citesc. Ziarul adevărul. România pute de ciori. De Mircea Toma. Și zice așa: Am cuibărit în memorie o imagine stânjenitoare care rezistă în mintea mea de pe la vârsta de 6-7 ani. Eram pe o stradă din centrul orașului Cluj, veneam de la școală îmbrăcat în rochița Pepit pentru băieței. Diferența de gen o făcea fundița albă din părul fetelor. În fața mea, dar nu pe trotuar, ci pe spațiul rezervat puținelor vehicule, pășeau netul burate de mașini două doamne în vârstă. Erau niște femei pe care în anii aceia, cu mintea încă needucată în spiritul egalității de gen, teamă mie că le numeam babe. Erau așadar două femei în etate, 100%, cu părul temeinic acoperit de hijabul creștin, cu cămeșoaie, cu brâu, pieptar, poale lungi, toate în culori închise, aflate probabil în drum spre tarabele lor de la piață. Una dintre ele s-a oprit însă și, stând cu picioarele puțin depărtate deasupra unui canal, a slobozit un jet a cărui expresie sonoră mi-a și atras atenția asupra protagonistei. Mă turisesc că atunci nu aveam instrumente pentru a cataloga fenomenala performanță a țigângii. Am fost mai întâi extrem de surprins, apoi gelos pe simplitatea soluției tehnice și în sfârșit fericit că am rec recoltat o întâmplare care urma să mă facă vedetă timp de o pauză când o voi fi povestit în curtea școlii. Câțiva ani mai târziu, l ascultam pe tatăl meu povestindu de amintiri din anii pe care îi petrecuse ca tânăr medic într-un sat de prin județul Sălaj. Acolo, zicea el, a simțit nevoia să învețe limbile localnicilor pentru a le putea înțelege suferințele. Pe lângă maghiară, n-a avut încotro și a trebuit să se inițieze și într-o limbă română țiganizată rău și plină de nebănuite ascunzișuri și și-a ilustrat efortul lingvistic cu un exemplu pe care l-aș fi preferat să nu vi-l destăinui aici. Expresia a schimba cu ș de la șofran era folosită de oamenii din partea locului ca sinonim pentru ciclu menstrual. Taică, taică meu a constatat că atunci când trebuia să afle de cât timp era însărcinată o femeie din sat, nu reușea să obțină decât nedumerire dacă întreba elegant care a fost data ultimului ciclu. A durat ceva timp până când a aflat că expresia folosită de localnici era legată de o practică conexă a fenomenului. Aflate la ciclu ele își ștergeau sângele care se prelângea pe coapse cu fustele pe care le purtau în mai multe straturi. Foaia care era în contact direct cu trupul, fusta de corp, era ceea ce înregistra principalele daune cromatice. Odată maculate, fustele cu pecina erau schimbate, iar numele acestei operațiuni a devenit în cultura locală codul pentru ciclu. Aceste două povești îngăduie identificarea unei calități esențiale a culturii rurale transilvane. Nici pipiul primei femei, nici mh, sângele menstrual al celei din a doua poveste nu au fost împiedicate de tra din traiectorile lor de vreun articol de lenjerie intimă din marea familie a chiloților. Ca să o spun verde, în România acelor ani mai existau femei care nu foloseau chiloți și nu vorbesc despre făpturi cu fantezie erotice, ci despre persoane cărora această facilitate le era pur și simplu străină. Vorbim despre o epocă în care chiloții, mă rog, precursorilor, împliniseră 7000 de ani de la prima atestare, iar strada din Cluj, pe care se ușurase femeia din istorioara de mai sus, trecea prin fața unui magazin cu lenjerie de corp. Îndrăznesc să presupun că în unele comunități culturale tradiționale, deși existența chilotului era cunoscută, era preferată soluția moștenită din moși strămoși, fără chiloți. Iar dovada de maxim respect a celor pentru care tradiția e este să le păstrăm nealterate obiceiurile. Deci ar putea fi absența chiloților reper de identitate etnică? O fi noi mai, cl mai clar țigani dacă refuzăm să purtăm chiloți? Pentru a găsi un răspuns la această întrebare, vă deranjez acum. Sunt etnic rom și da, mă preocupă felul în care îmi pot defini identitatea. Deci vă dați seama că mă simt ca un trădător de neam în fiecare secundă în care am chiloți pe mine. Asta pentru că cei mai autentici țigani, oameni care, confundați în puritatea culturală a satului, au știut să păstreze cheia de aur a țiganismului. Mănâncă mămăligă, taie porcul, înfic plugul, fie puna și se închină cu dichis ortodox la Dumnezeu și put. Put, da. România este lider absolut, spun an de an cercetările Eurostat, la, toate, la toalete amplasate în fundul curții, iar consumul de săpun este cel mai mic din țările membre ale Uniunii Europene. Cocoțat în Parlamentul României, mizeria este partea identității naționale, o valoare care este a fi apărată. Noi suntem o insulă în, cu tradițiile noastre acum sub atacul Europei civilizației vestice, tratatelor și convențiilor de drepturile omului, declara Ritos, un senator care refuza dreptul la familie pentru persoane de același sex. Aha, Europa ne atacă nu doar cu săpunul, ci și cu drepturile omului. Să ne apărăm și de dânsele, pentru că soră bună cu putoarea, intoleranța este la rândul ei valoare strămoșească. De dragul ei, țiganii au înălțat ura la rang de poem național. Cine au îndrăgit străinii, mânca iar inima câinii. Nu-i așa, Mihăiță, tată? Hai uite să punem copacul, capacul pe insuliță că riscăm să ne bage la duș nemții lui Iohannis, francezii lui Clotilde, belgenii lui Cioloș și oengiștii lui Soros. Măi frate măi, cum doamne să te mai simți țigan, adică din acela sânge cu naționale care confundă românul cu mizeria și cu ura? Au trecut șapte mii de ani de când omul a descoperit chiloții, avem 26 de ani de când s-au dărmat zidurile lagărului socialist și uite că aleșii poporului se chinuie să le ridice la loc, să nu cumva să se aerisească closetul național. Pute rău aciori în parlamentul nostru plin de politicieni care schimbă mai des partidul decât chiloții. A, stai. Stai așa, stai, 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 Articolul nu era despre țigani, e despre români. A, păi zi așa mă vei, mă, stai mă așa. A, e ok atunci, nu, stai scuze, nu m-am agitat degeaba. Vezi tu, în România corect politică, articolul 369 din codul penal care incriminează instigarea la ură și discriminare nu se aplică dacă instigarea e împotriva majorității. Nu contează cât de jegoasă, cât de infectă, cât de plină de venin și răuvoitoare ar fi respectiva instigare. Atâta vreme cât nu țintește vreo minoritate, fulgușor special de nea, e perfect în regulă. Dar ferească zamorse să zici că țiganii put. Ferească Dumnezeu să spui că antisemitismul e parte integrantă a islamului. Ferească Iahve să crezi că familia normală e totuși cea mai bună idee. Nu, 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 nu. Aia e instigare la ură. Să iei la Perpulis 15 milioane de oameni și să-i reduci la două exemple de acum vreo 40 de ani când nici măcar n-am convingerea că exemplele sunt reale? Aia e perfect în regulă. E corect politic. Pentru că sub dictatura corectitudinii politice doar minoritățile au drepturi. Majoritatea nu. Muie, mă! Muie și s-a căz! Ei, jania de căpă! Și să ne înțelegem. Eu nu vreau cenzurarea lui Mircea Toma. Dacă cineva vrea să-l sancționeze pe Mircea Toma, eu vreau să-i susțin financiar efortul în instanță de a-și apăra dreptul de a scrie dejecții infecte în ziar. În același timp însă nu sunt dispus să admit jocul ăsta al pretinderii. Hai să pretindem toți că nu există instigare la ură din partea presei împotriva românilor. Hai să pretindem că numai țăganii să de ei supuși unui astfel de tratament. Hai să pretindem că e ok să umilim 80% din populația țării, dar în același timp să tolerăm o ministresă a justiției care se plânge că nu are cota la hectar de extremiști cercetați penal. Eu n-am de gând să mă joc de-a pretinsul și nici voi nu ar trebui să o faceți. Mircea Toma are și trebuie să aibă dreptul de a-și vomita dejecțiile în ziar. Dar și eu vreau dreptul să-i răspund ca la Cluj, că tot e la pomenii de Cluj. Mermă cu cercu. Atât. Să aveți o zi minunată.